Viitorul este sumbru pentru județul Mehedinți. Fără investitori la orizont și cu o industrie la pământ, situația este alarmantă. Pentru cei care au rămas șomeri cu doar câțiva ani înainte de pensie, nu mai există nicio soluție. Oamenii spun că după ce vor termina perioada în care primesc indemnizațiile de la stat, vor rămâne la mila cerului. Este situația foarte grea. În Severin, cu greu îți găsiți. Uite, și oamenii și-am depus dosarul pentru șomaj. Și unii mai găsesc la vârsta aceasta loc de muncă. Am 53 de ani. Și am fost la Navrom, ne-a dat în șomaj și acum n-avem de unde să găsăm. Am muncit în șomaj și deocamdată nu îmi găsesc nimic de lucru. Că am 54 de ani și nu cred că mă angajez nimeni acum. În ultimele luni, rata șomajului a fost în continuă creștere. La finalul lui octombrie a depășit 10%, iar șansele de angajare sunt minime pentru șomerii mehedințului. 3596, respectiv 29,7% sunt șomeri indemnizați, șomeri care beneficiază lunar de indemnizații de șomaj din partea noastră pe perioade de timp diferite, în funcție de vechimea în muncă pe care dânșii au avut-o. Iar diferența de 8520 sunt șomeri neindemnizați, asta înseamnă 70,3%. Practic, la data de 31 octombrie 2013, rata șomajului în județ a fost de 10,1%. Dacă la sfârșitul lunii septembrie a fost 10,06%, în această lună a crescut destul de puțin. Vaslui și Mehedin sunt cele două județe care se bat întotdeauna pe primul loc pe țară în privința ratei șomajului. Situația este critică în județul nostru pentru cei care vor rămâne în acest moment fără un loc de muncă, pentru că la nivelul județului sunt disponibile doar 11 joburi. Potrivit statisticilor, peste 72% din șomeri înregistrați au domiciliul în mediul rural, iar dintre aceștia, cei mai mulți trăiesc din ajutorul social.